Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și alături de colega mea, Talida Trofin, de la această oră, ca în fiecare zi de vineri, vorbim despre serialele turcești și nu numai. Bună, Talida! Bună ziua, Cornelia, bine te-am regăsit! O nouă zi de vineri, prima zi de weekend, cum îmi place mie să-i spun. Prima zi de weekend, însă cea mai plină zi aici la Wowbeast. Începem cu telenovelele, dar o să avem și zodiile aici prezente, ca de obicei, bineînțeles. Vom vorbi și despre Survivor și despre fotbal. Va fi o zi foarte plină aici la Wowbeast, dar de la această oră, noi două, avem o invitată specială, o invitată foarte dragă mie, pentru că mie îmi place foarte mult Survivor-ul și am ținut mult de tot să o aducem aici. O cunoști? Și personal, pentru că aproape toți invitații pe care i-am avut noi la Zodii, tu i-ai cunoscut în perioada în care aveai acele spectacole muzicale. O știu din vedere, personal n-am avut ocazia să ne cunoaștem. Da, îi cunosc pentru că, na, ce să facem în industria asta mică, ne tot întâlnim pe aici pe acolo, dacă tot cântăm de mult timp. Pe Melina o știu din vedere, așa cum ziceam mai devreme, dar uite că astăzi am ocazia să o cunosc personal. Bună, Melina, bine te-am găsit! Melina, invitata noastră de astăzi, una dintre cele mai bune concurente de la Survivor. Mulțumesc mult de tot, Cornelia! Când a venit la o altă emisiune de-a noastră, Ștafeta Mixtă, că mă înclin în fața ei, o fată firavă, o fată care nu face sport, a reușit să facă furor în competiția din Republica Dominicană și a venit mult de vreme acasă. Eu aș fi pariat că o să ajung în finală. Ei, mulțumesc mult de tot pentru încredere. Important este, numai nu este important cât de mare, cât de mic ești, important e ce ai înăuntru și de acolo vine puterea oricum întotdeauna, nu vine din exterior, vine din interior, așa că aparențele pot înșela. Da, e adevărat, nu? Degeaba erai tu furnicuța acolo în competiție. Dacă trec în tabăra faimoșilor cumva, există un alt om din lumea muzicală, Zani, care este tot la fel de mic, o persoană care nici ea nu a practicat sportul la nivel înalt, însă se descurcă extraordinar de bine pe trasee. Care este secretul vostru? Nu știu, secretul meu cred că a fost, în primul rând, determinarea. Asta este cel mai important. Cred că m-a ajutat foarte mult copilăria. Copilărie în care mă urcam pe garduri, prin copaci, la țară sau în spatele blocului. Adică în copilăria mea nu m-am amenajat deloc. Cădeam, eram ca o maimuță, efectiv. Și întotdeauna mi-a plăcut sportul, întotdeauna mi-au plăcut jocurile sportive. De aceea am și venit la Survivor pentru treaba aceasta, pentru jocurile sportive. Și știu că te-ai înscris de foarte mult timp la aceste show-uri de supraviețuire și îți doreai enorm să fii în tabăra războinicilor. Dar de ce la războinici? Într-adevăr, mi-am dorit să fiu în tabăra războinicilor pentru că de când a fost Exatlon, Survivor, eu, efectiv din instinct sau din reflex, am ținut cu războinici. Nu știu de ce, n-am explicație. Totdeauna mi-au plăcut cei de la războinici. A fost o chestie personală, cumva. Nu am explicații. Așa că, într-adevăr, mi-am dorit să mă duc la războinici, chiar dacă poate eu eram faimoasă. Și pentru mine, oricum, până la urmă, îmi doream foarte mult să fac acele trasee. Pentru mine asta a contat foarte mult. Așa că dacă am luat echipa, culoarea echipei albastre, am mers până la capăt. Pe cine pariezi în finala asta? Sau pe cine susții? Îmi susțin toți colegii, pentru că m-aș bucura ca unul dintre oamenii împreună cu care am stat eu acolo să câștige Survivor-ul. Dar o susțin și pe Elena din cealaltă echipă, pentru că ea este de la început acolo, ca femeie. Este singura fată care a rămas de acolo de la început și pentru femeie este foarte greu acolo. La ea nu mai spun că ea a fost în niște conflicte foarte multe și continue. Conflict continuu a fost. Este o bună sportivă, este o fată cu foarte mult fair play și cu foarte mult bun simț. Așa că o susțin pentru că a îndurat foarte mult. Și a rezistat și ca orice, nici nu mai contează de fapt femeie sau bărbat. Pur și simplu că a îndurat atât. Da, am înțeles că pentru femei totuși este mai dificil Survivor-ul și
Ai să spui tot de ce. Dacă ai vorbit despre Elena, există și o paralelă tot așa între voi și tu te-ai îngrășat foarte mult în competiție și ea s-a îngrășat. Mulți au zis că mâncați pe ascuns și de fapt nu e, făceați foame așa cum se vede la televizor. Dar adevărul este altul, Melina. De ce ai luat câte 10 kg? Da, ai luat chiar mai mult de 10 kg. După ce am făcut eu un calcul, inițial eu am intrat cu 45 de kg în Survivor. În prima fază am slăbit foarte mult și nu știu că n-aveam cântar să știu cât am slăbit, dar vreo 4 kg am slăbit. Și după aia ulterior m-am îngrășat până la 56 de kg. M-am îngrășat, în același timp m-am umflat. În primul rând, cauza principală este o dereglare hormonală. De la această dereglare hormonală și de la faptul că tu ești înfometat o lungă perioadă de timp, când începi să ai un pic mai multă mâncare, când au început reward-urile să fie mai mari, când am început să avem mai multă nucă de cocos amestecată cu toată dereglarea asta hormonală, corpul a început să depună tot. A început să aibă reținere de apă și să depună tot de pe o zi pe alta, începând cu luna a treia. Eu cu Elena ne tot uitam una la alta și băi, dar noi pe zi ce trece ne umflăm. L-am dat și am, nici nu o să mai intrăm pe trasee. Adică o să fim cu ea. Așa. Vrei seama că glumeam. Dar glumă și această umflare, această îngrășare nu este tocmai naturală și sănătoasă. Așa că nu este că mâncam noi foarte mult sau este o dereglare hormonală care se întâmplă din cauza celor condiții aprige la care ne-am supus corpul. Multe fete au ieșit din competiție, din tabăra războinicilor și spuneau că ție ți era cel mai foame. Culmea, erai cea mai micuță și încercai, nu știu, să te duci pe acolo prin junglă să găsești tot felul de... Orice, scuici, da. Sau ce... Melci pe care îi luați și... Nu împărțeai, așa spuneau ele, că nu împărțeai în mod egal melcii. Chestia asta nu este adevărată, adică e chiar extrem Romina de falsă. Spus, da. Este extrem de falsă. Eu, în primul rând, eram providerul echipei. Tocmai că mi-era foarte foame, eu eram cea care se ducea după cocos și aduceam zeci de cocos pentru toată echipa. Eu mă duceam să iau de fiecare dată melci și după ce aveam un joc nebun în soare, eu mă duceam, o luam ori pe Maria, ori pe, nu știu cu cine a mai fost, cu Mihaela sau nu mai țin minte cu cine a fost, luam pe cineva sau dacă nu mă duceam și singură și mă duceam și luam 2-3 de sage de melci pentru toată lumea. Acum dacă eu din alea 3 de sage luam 2 căni și nu una, da. Știi, răstigniți-mă. Înțelegi? Am înțeles. Dacă adică puteai să mănânci mai dintr-un da, asta mă melc? Păi, că... puneai în două căni, într-o cană sau apă? În două căni, da. Apă îl fierbeai și mâncai, amestecai cu orez. Era o supă. Da, făceam un fel de supă, da, de melc. Orez, mai puneam cocos, mâncai cât se putea. Wow. Da. Eu sunt curioasă, cum sunteți acum după Survivor? Nu știu, a intervenit vreo surpriză? Adică te înțelegi mai bine acum după Survivor cu vreo persoană față de cum te înțelegeai în camp? Nu este nicio surpriză. Sau... am rămas sunt cel mai apropiată de Maria și de Musti, cum am fost și acolo în competiție. Mă înțeleg bine cu toată lumea. Am vorbit cu toți. Cu toți am vorbit în afară de Mihaela. Doar cu Mihaela nu am luat legătura. În rest am vorbit cu toți. Am vorbit fiecare cum ce a zis, de ce a zis. Cu Mihaela, de ce nu ai luat legătura? A fost ceva mai mult acolo care te-a determinat? Nu, dar n-am cunoscut-o, nu o știu. Asta foarte puțin, am apucat să o cunosc, nu știu, nu și avea sensul cumva. N-am Așa avut e. Nicio legătură cu ea. Vreau să-i rog pe oamenii de acasă să intre și pe site-ul nostru www.waubis.ro. În curând, așa cum vă spuneam noi, emisiunile noastre vor fi difuzate doar acolo, așa că ar fi bine să vă obișnuiți cu ideea de a trece de pe Facebook pe site. Vom citi și mesajele de acolo, vă rog să le comentați și să ne spuneți părerea despre invitata noastră de astăzi. Ce voiam eu să mai întreb, Melina? Mi-a plăcut foarte mult ideea asta că tu ai lăsat toate problemele în Republica Dominicană și i-ai luat pe toți, aproape pe toți în clipul tău. De da. Ce ai făcut lucrul ăsta? Mai ales că au fost mulți care te-au lovit tare da. De tot. Eu nici m-am uitat foarte mult la ce au comentat ei despre mine, dar am avut discuții cu ei de ce auzisem.
Și fiecare, unii dintre ei și-au cerut iertare, au zis că nu, n-au zis lucruri adevărate sau nu și-au dat seama atunci ce au zis. Alții mi-au dat diferite explicații, mai bune, mai puțin bune. Ok, bun, acum ce să fac? O să... Bă, fiu supărat pe tine toată viața. Țin cont de faptul că noi am trăit acolo niște lucruri foarte grele. Fiecare a făcut tot ce a putut. Na, nu pot să stau să te urăsc sau să țin ranchiună foarte pe tine. Foarte frumos, mie îmi place cum gândești. Și ne-am vorbit acolo ceva, am zis, mă, uite, aveam o piesă, că le-o cântam acolo și am zis, când ieșim, ieșim toți și facem un clip și ne strângem mâna și aia este. Iar eu mai merg pe premisa faptului că noi am stat acolo în niște condiții foarte grele și te ceri și cu iubitul și cu mama și cu tata, ai discuții. E normal să iasă discuții, e normal ca... Și mai ales mulți dintre ei când au ieșit n-au înțeles ce se întâmplă și au avut impresia că eu am zis ceva despre ei și de fapt nu spusesem și cumva a fost un fel de atac. Telefonul fără fir. Adică a fost așa o nebunie, n-au înțeles ce s-a întâmplat și ai scos acea melodie care a făcut senzație pe YouTube. Mi-a plăcut chiar senzație pe YouTube. Da, mie mi-a plăcut. Eu am văzut foarte multe pe stil la modă, știi că, înțelegem, da, dar eu mă refer că a făcut senzație pe YouTube în ciuda faptului că acum trapanelele sunt la modă și ele sunt cele mai vizualizate, dar mie mi-a plăcut numărul de vizualizări dincolo de aceste trapanele privind piesa ta, au fost destul de bune și plus că am văzut la toată lumea piesa, da, măcar un pic, nu promovată, dar pusă așa de drag, da, pe că, adresele, uite, de socializare. Piesa aceasta, Mama Juana, o să fie o piesă, o să rămână acolo pe YouTube și o să ne aducem cu toți aminte că după ce am avut discuții și am trăit această experiență nebună și frumoasă și grea și dură, uite că ne-am întâlnit să facem ceea ce ne-am propus acolo și n-au fost doar vorbe goale și am reușit să facem acest videoclip și să ne distrăm și la videoclip am băut, am mâncat, nu am mai fost cu foame, n-am mai fost cu supărare. În Vama, unde ați făcut? Nu, am făcut într-un studio. Am făcut într-un studio videoclipul pentru că era în perioada aceea în care ploua foarte mult și nu aveam cum să mergem la mare să filmăm. Dar de ce Mama Juana? Care e povestea? Povestea este următoarea. Eu tot compuneam această piesă acolo, mă duceam și le mai spuneam două versuri, că făceam două versuri, le memoram ca să nu le uit, iar le făceam două versuri și tot mă duceam. După ce făceam, le cântam. Uitați ce am mai făcut. Ia uite, vă place următoarea mea piesă. Și Starlin la un moment dat, piesa trebuia să se numească Lucruri Simple și la un moment dat Starlin îmi spune... Uite că există o băutură care se numește Mama Juana, specifică din Republica Dominicană. Și poate poți o bagi și tu în piesă. Și inițial eu am zis, mă, ce se bagă, mă, Starlin, peste compoziția mea? Ego-ul de compozitor a ieșit prima dată la iveală. Și pe-aia am zis, hai mă, ia să vedem. Și am stat eu așa și m-am gândit și a rimat și a făcut și după care ulterior a rămas piesa să se numească Mama Juana. Ce zi dau și lui drepturi de autor? Da. Deci poți să fredonezi un pic? Băi, o băutură, e celebra băutură din Republica Dominicană. Vezi că trebuie să te duci acolo. Nici măcar n-am apucat să gust această băutură, pentru că eu am luat două sticle din Republica Dominicană, le-am adus la clip și până să apuc să iau și o gură, prietenii mei, colegii mei de la războinici au băut cele două sticle. Ca să înțelegeți de ce era vibe-ul așa mișto la clip. Păi era vibe-ul foarte mișto, pentru că am înțeles că ești și un pic afrodisiacă, Mama Juana. Am avut aici... Da, este. În sezonul trecut de Survivor, Ghiță Balmuș ne-a adus mie și colegului meu Alex Nedelcu la ștafeta mixtă câte o sticluță de Mama Juana și vreau să spun că după ce Alex a luat vreo câteva guri din sticla, era foarte simpatic. A fost trist tot sezonul și de atunci ni s-a schimbat vibe-ul. De când, ia să aduceți Mama Juana aici, că eu am multe stări din astea. Le transmit colegilor mei care încă sunt acolo în Survivor să-mi aducă și mie o sticlă de Mama Juana. La cerere, două. Da, și am făcut și pancarte cu vis-a-vis de clip, am făcut și pancarte cu Albert, cu Alin. Alin a putut să vină pentru că el s-a angajat undeva și nu putea să-și ia liber. Era mai greu de la el, să am și râs de lucrurile poate mai rele sau mai puțin rele care le-a vorbit despre mine. Chiar am făcut o glumă cu el când am sunat și zic că, bună, uite, te-a sunat Melina și compania, că am văzut un show, un singur live pe care l-a făcut el și eram râs și am zis, bă,
aia a fost, fiecare a zis ce a putut să zică, nu știu, e... Era mai vocal, a avut de spus la adresa ta. El l-a susținut foarte mult pe Albert în competiție și poate... Și foarte bine a făcut, a fost și, da, și s-a părut că unii dintre concurenți ar fi avut, inclusiv tu, ai fi avut ceva personal cu Albert. Dar uite, drept dovadă că acum când ai ieșit din... Până la urmă am avut ceva personal, că m-a enervat pe mine odată, adică a fost personal ce am avut atunci cu el. Da, am avut, m-a enervat, băi, nu știu ce, după care... De ce te-ai enervat, că nu mai ne-am nici eu nu mai țin minte de ce, pentru că au trecut foarte mult timp și erau lucruri micuțe așa care mă care enervau se adunau, el, da. Care se adunau, avea da. Ceva de spus și nu spunea mereu o coleacă, mi-am amintesc perfect consiliul. Da, nu și-a asumat niciodată lucruri și da, erau tu ai răbufnit la un moment dat. Și am răbufnit la un moment dat. Dar noi după aia am vorbit, noi vorbeam, că stăteam tot timpul împreună și mai stăm la foc și vorbeam, uite, m-a deranjat aia, bine, uite, dar am făcut aia pentru că aia sau nu știu ce. Adică ne spuneam lucruri, nu am plecat de acolo certați sau ceva de genul. V-ați luat la revedere unul de la celălalt, drept dovadă, repet, ai spus că îi susții pe toți războinicii, nu poți să aleg pe cineva. Mai ales cei care au fost la început, da. Iar Albert Maria, a fost de la început. Și Maria mi se pare foarte bună pe traseu, Maria, adică o susțin și pe ea, chiar dacă a stat puțin în competiție și n-am apucat să o cunosc foarte bine. Melina, era un mesaj aici care mie mi-a plăcut foarte mult, era legat de cei șapte, Dumitru Veronica, i-a chemat pe toți la clip pentru că este o fată cu mult bun simț și cu cei 7 ani de acasă. Vă mulțumim, doamna Veronica, așa este. Știți că mie mi-a plăcut foarte mult Melina de la început și am susținut-o aici. Sensibilitatea și delicatețea invitatei sunt incompatibile cu războinicii, când odată spune doamna Valeria, vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le trimiteți. Sunt multe mesaje, unii spun că te dădeai de partea lui Sorin și de aici poate ți-ai atras niște antipatii, dar acolo, din câte am văzut eu... Știi cum e, nu poți să aplaci tuturor. Eu am fost, nu-ți eu chiar programezi ce trebuie să faci. Nu pot să-mi programez. Eu asta am fost când am simpatizat cu Sorin și cu Starlin și cu Musti și cu Maria, am simpatizat. La sfârșit ai văzut că nu... Tocmai cum te-ai certat cu Sorin și cu Sorin și cu Starlin nu prea mai eram bine și ei au întors și te-au votat grupul împotriva mea. Eu n-am înțeles schimbarea asta de comportament al lui Sorin. N-am înțeles de ce s-a întors el împotriva ta la un moment dat. Nici eu nu știu exact. N-ai discutat cu el treaba asta? Nu mai țin minte. Păi eram niște chestii tot așa, ceea ce pe noi ne deranja la Albert, la un moment dat pe ei deranja la mine. Înțelegi? Da. Eram niște chichițe de-astea mici, înțelegi, care deranjau, care ei nu mi le-au spus. Și le-am zis, băi, dar spuneți-mi, de ce nu mi-ați spus? Și, mă rog, mi-au spus atunci, ok, știi? Și cumva au fost lucruri care i-au deranjat și când s-a trezit unul să zică, au avut curaj tot să spună. Da, asta a fost. Așa se întâmplă, într-o competiție de dramatic. Genul acesta. Melina, ești frumoasă, înțeleaptă și cu foarte mult bun simț. Felicitări, spune mulțumesc. Doamna Anișoara Neculiță. Mulțumesc. Ce cântați voi în camp, seriile? Pentru că știu că mai făceați lucrul acesta, nu prea se dădea la televizor, dar... Nu prea cântam, să știi, culmea. Știu că în tabăra faimoșilor, ei, având foarte mulți cântăreți, mai interpretau câteva melodii pe acolo și au mai povestit. Culmea, eu de obicei cântam când mă băgam în mare să spăl hainele. A, ce cântai? Cântam ABBA. Poți să fredonezi un pic? Imaginează-ți că suntem în Republica Dominicană. Cântam ceva de la ABBA, dar nu mai știu ce... I don't wanna talk. Da 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 da. Nu mai știam versurile și știi ce se întâmplă? Eu mai cântam și cântam și din piesele mele pe care trebuia să iasă, pentru că îmi spusese mie Camara, așa, când a fost el în altă emisiune de genul acesta, că vezi că l-am dat-o să și uiți versurile propriilor tare piese. Așa mi-a zis. Și eu mi-a rămas chestia asta în cap și încercam și stăteam și încântam piesele mele. Asta mai făceam. Da, uite, cântai piesele. Și într-adevăr, la un moment dat, mai uitai, începeai să uiți versuri și de la piesele tale sau de la piese pe care le știai și cântam cu la-la-la-la-la și stăteam acolo și spălam rufele. Care e, apropo de Camara, Musti a fost și el în competiție, îi cunoști bine pe ambii frații de acum. Da, ai putea să-i caracterizezi pe amândoi? Care, cum este unul și cum este celălalt? Cornelia, nu ești cu minte. Păi pot să-i caracterizez. Ce au în comun amândoi și este specific familiei Camara,
că sunt foarte întârziați amândoi. Ha, da, merg, da, 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 da. Au, cum să zic eu, au ritmul lor, timpul lor, au un timp al lor, parcă au un timp diferit, efectiv. Despre Camara, ce pot să zic, că întotdeauna ne contrazicem. Deci eu cu Camara întotdeauna ne contrazicem, tot ce facem ne contrazicem, dar e ok, îl știu pe Camara de 17 ani. Adică de atât timp. 17 ani. Iar pe, dar este foarte interesant că acum sunt mai apropiată de Musti, pentru că am stat cu el 2 luni, cât a stat Musti în Survivor, 2 luni jumate. Da? Pentru că am avut nevoie de el atunci, ne-am conectat așa foarte, nu știu cum să zic, la un nivel care e foarte greu să te conectezi în societatea, în viața asta, că suntem distrași de toate felul de lucruri, de prieteni, de familie. Izolați, așa, un pic, da, parcă nu mai voiați exista acolo, grupulețul acela, da, știi? Da, da, exact. Și cumva cu Musti am avut foarte multe discuții filozofice despre viață, despre hai că poți, hai că nu știu ce, am făcut multe viața. El se contrazice așa cum o face Camara? Nu. Cred că nu. Sau de unde știi, Talida? Eu intuiesc. Da, sunt amândoi de oameni cunoscut aici și mi-am dat seama că am început să mai citesc și eu oamenii. Pe Camara îl cunosc mai bine decât pe Musti, dar mi s-a părut un tip mai docil Musti decât Camara. Da, dar Musti impulsiv. E foarte blând. Blând. Asta. Exact. Dar vorbește toate la fel de mult. Da, da, da. Dar mie îmi place că amândoi vorbesc foarte mult. Păi au ceva de spus oamenii. Da. Mie îmi plac oamenii care vorbesc mult, sincer. Da. Decât oamenii cărora le spune două calități și două defecte la amândoi. Deci, în afară de faptul că întârzie și se ceartă. Asta nu, dar se contrazic, pardon. Nu, Camara îi zici că se contrazice foarte deci mult. Deci Camara se contrazice. Un defect al lui Camara este că nu reușește să se facă înțeles. Încearcă să zică lucruri, dar le zice așa cumva de nu se face înțeles. Așa, da. Așa, la Musti cred că uneori nu reușește să organizeze. Adică vrea prea mult să organizeze și nu iese. Da, nu știu dacă vrea prea mult, dar nu reușește. Și asta cred că e tot legată de treaba aceasta cu care ritmul lui. Are alt ritm. Nu știu, adică eu, de exemplu, sunt foarte eficientă, am totul scris pe listă, bine, nu știu dacă e bine, doar așa pot să funcționez, altfel n-am cum să funcționez. Cred că asta aș putea să zic. Da. Dar acum eu pe Musti nu-l cunosc atât de bine în viața din această societate. Eu îl cunosc pe Musti dintr-o altă viață, din, cumva, nu știu. Din Republica Dominicană, da. Și calități? Și calități, Musti blândețe și Camara perseverență. Foarte frumos. Să salutăm și pe mama ta, este alături de noi, Talida, o pupăm pe doamna Elena. Să rămână! Doamna Marihana Caliu, să știți că eu citesc mesajele care, într-adevăr, îmi plac mie și dacă vă supărați pe mine, asta este. Consider că invitatul trebuie să se simtă foarte bine la noi în studio, nu trebuie să îi punem niște întrebări sau să citim niște mesaje care nu și-au rostul în acest moment, dar eu vă mulțumesc foarte mult și pentru ele, fiindcă v-ați răpit din timpul dumneavoastră și ați scris aici câteva rânduri. Eu să știți că eu citesc și mesajele de hate, unele dintre ele le și postez pe story, cele mai creative, și în general nu mă afectează. Câteodată mă afectează, nu o să zic că acum sunt chiar stană de piatră, dar în general am un soi de autoironie, așa că dacă am autoironie pot să fac eu mișto de mine și nu am nicio problemă. N-am nicio problemă faptul că am arătat ciudată, nu le postați de la Survivor, deși eu mă minunez. Dar n-are este, nicio... Nu e nimeni perfect, numai să acolo la, nu știu, la să defilez pe...
să fac parada modei, nu m-am dus să fiu frumoasă. Da, și plus nu... că acolo te apropii și nu te apropii de anumite persoane. Există simpatie și antipatie, e normal. Este o competiție. Până la urmă toată lumea luptă pentru marele trofeu, indiferent ce spun, ce e la nivel declarativ. Adică eu, pozele pe care mi le pun pe Instagram sunt poze în care sunt machiată, în care sunt aranjată, în care fac mai multe poze și mi-aleg una singură, în care mă retușez. Da, nu, toată lumea face la fel. Lumea judecă, dar face exact același lucru. Sunt multe mesaje legate. Nu, era vorba de, sunt foarte multe mesaje care au legătură cu Albert și cu atitudinea pe care a avut-o tu față de Albert, Sorin și alte lucruri. Noi am zis că Albert n-are nicio problemă cu mine, știi? De asta e tare. Lumea duce la alt nivel orice cuvânt, orice replică. Eu vreau să te întreb care a fost mesajul, dacă cumva îți mai amintești, care te deranja cel mai tare. Mesajul de la oameni? De la oameni, da. Dacă ți-a rămas ceva... care, dar nu mă deranjează, cât mă uimește, mă uimesc. Că altfel, uite, de exemplu, a fost un mesaj pe care l-am și postat, pentru că mie mi-a plăcut, dacă vă vine a crede, pentru că a fost foarte creativ. Mi-a zis, mori, termită photoshopată în colanț. Deci voi vă dați seama că eu l-am reținut. Ia mai spun o dată. Mori, termită, photoshopată în colanț. Că și aici ne sperii. Așa zic, că și aici ne sperii. Deci, n-ai cum, deci la chestia asta nu poți decât să râzi. Da. Din fericire nu au fost, sunt niște jigniri. Da, uneori nu pot să zic că îmi plac, nu pot să zic că îmi plac, dar înțeleg că sunt oameni care sunt frustrați și aceasta este tot un fel de terapie, să înjuri pe cineva că te descarci pe acel om. Fix asta este. Și singurul lucru pe care eu nu pot să-l înțeleg este de ce ți-ai dat tu din timpul tău. Mi se pare că cel mai prețios lucru pe planeta asta este timpul, da? În viața asta noastră este singura resursă pe care nu putem să o luăm înapoi. Iar tu îți dai din timpul tău să-i dai unei femei un mesaj, da? Care a murit acolo de foame. Îi dai un mesaj în care să o faci în toate felurile. De ce? Și mulți dintre ei mă aveau la follow. Da, și nu înțeleg, adică mă, dacă nu-ți place de mine, știi cum e, nu-ți place, mi-ți schimbă canalul. Da, așa zic, adică și eu, domnule, nu-ți simple, place și, și uită-te la altă parte. Simt nevoia să și transmită lucrul ăsta. Da, noi mai avem parte de reacțiile acestea foarte multe la ștafeta mixtă, la emisiunea dedicată Survivor, acolo unde eu și Alex Nedelcu comentăm ce se întâmplă în competiție și eu sunt sigură că sunt foarte mulți oameni care empatizează și cu toți cu anumiți concurenți și poate uneori depășesc anumite limite. Măi, da, dar ce mesaje primim acolo? Și le spun, da, îmi vine să le zic, băi, dar nu vă mai uitați la noi dacă nu vă place, dar până la urmă oamenii au părerile lor și trebuie respectate. Să uite, sunt persoane care spun că ești foarte frumoasă, doamna Getuța, și să știți că dar așa să și este. Mesajele urâte. Da, nu, sunt legate de Albert, că majoritatea și de Sorin, și am zis că nu aș vrea să vorbim aici foarte mult despre încrâncenările de la Survivor. Am zis că Melina a venit astăzi la o ediție mai relaxantă. Pe Melina o să o întrebăm multe lucruri despre Albert când o să o invităm la ștafeta mixtă și o să vorbim numai despre Survivor pe partea sportivă, așa cum se întâmplă în competiție. Că erai cu Sorin contra lui Albert. Asta vă repet, o să vorbim într-o altă emisiune. Salutări din Istanbul de la doamna Mariana Toluc Actaj. Vă mulțumim foarte mult și chiar mi-era dor de dumneavoastră și de un mesaj pe care să ni-l trimiteți aici. Vorbește foarte frumos și despre noi două, Talida, și bineînțeles și despre Melina, pe care am susținut-o în competiție. Îmi pare foarte, foarte rău că nu a ajuns în finală. Vă pup pe toate, sunteți super frumoase, o vară superbă și vacanțe plăcute. Și vă aștept la Istanbul. O să ajungem și la Istanbul, doamna Mariana. Cu siguranță atunci când voi ajunge vă voi da un mesaj și poate ne vedem acolo. Deocamdată eu plec într-o vacanță tot în Turcia, dar nu la Istanbul. De-abia aștept și de-aia sunt pe zen. Astăzi vreau să fim veseli. Eu încă visez la ea. Interpretezi un pic din piesa ta, Mama Juana? Mama Juana, da? Sunt lucruri simple ce mă bucură, da.
tu cu mine, prietenii mei, cu toți în vamă. Ridic paharul sus, că-și dragostea ne cheamă. Și d-o să bea prea mult, nu mă băga în seamă. Lucruri simple ce ne bucură, da. O baie în mare, un coco și o banană. Mă simt cu tine de parcă aș fi în Dominicană. Și chiar de sunt mahur, tu mai dăm o mama Juana, ei. Foarte tare. Foarte frumos. Mie îmi place foarte mult piesa. Uite, și colegul nostru, Alex Mihai, din spate, te aplaudă, pentru că este o piesă foarte frumoasă. Da. Dar poate o să interpretezi ceva cu Talida. N-ai mai cântat, vezi? N-am mai cântat. N-ai mai cântat, poate o să interpretezi ceva cu Melina, așa, pe finalul emisiunii. Găsiți voi un refren. Ne gândim, da. Un refren de la Melina, știi? Știam la un moment dat piesa pe care toți o știm, Poză de album. Așa? Da. Dar nu știu, nu știu perfect versurile. Păi te ajută Melina. Ne gândim până la final, ne nu gândim. Mă mai lua așa prin surprindere. Că știi că... Da. O să rog pe ea să ne cânte Poză de album un picuț mai târziu, ca să nu fie așa piesă după piesă. Da, pentru că o să-i spunem și ce vrem să obținem prin provocarea pe care, prin care o să treacă astăzi. Vrem să știm ce gen de bărbat preferi. Și de asta am ales câteva poze cu cei mai frumoși actori din Turcia, pe care o să le comentăm. Avem aici niște reacții. Da, noi ca de obicei, știți că întotdeauna îi supunem la provocări pe invitații noștri, avem reacțiile acestea de pe internet. Unii dintre cei mai frumoși actori turci vor fi prezentați pe ecranul nostru și vreau să o rog pe Melina. Vedeți să fie carismatică. Sunt foarte organizată, v-am zis că sunt organizată. Asta voiam să consemnez că și-a aranjat reacțiile așa în linie aici. Da. Să fie așa veselă și carismatică cum este ea de obicei și să-i caracterizăm un pic. Poți să stai puțin așa mai dreaptă, așa, și să poți să folosești un semn de două ori? Poți să folosești toate semnele pe care le vrei. Poate este, va fi un actor pe care să-ți placă foarte mult. Primul, Ghivan Ștatitlug, îl vedeți în fiecare seară de joi și vineri în serialul La Răscruce de la Canal D. A mai jucat în multe alte filme, dar noi vorbim despre ce vedeți dumneavoastră actualmente pe postul nostru de televiziune. Îți place Ghivanci, blond, da, cu ochi albaștri, fost Mister Univers? Iauzi. Da. Iauzi. Gata, eu știu ce-i dau. Poți să ridic? Poți să ridic și să-l și caracterizezi un pic, așa, din punctul tău de vedere. Ce-ți place, ce nu-ți place, ce ai schimbat. Îmi place că are barbă. Îmi place că are acea... Poți să-l vezi și pe ecran, așa, dacă îl vezi mai bine pe ecranul de acolo. Păi nu prea îl văd bine acolo. Bine, atunci poți să te întorci. Mă întoarce, oameni buni. Așa? Da, îmi place că are barba, are ochii frumoși, nu e prea... E mediu, așa, nu e nici super făcut la sală sau, știi, nici... Arată bine, ce pot să zic. Blond sau brunet? Ce bărbați îți plac? Ești singură, Melina, îți găsește jumătatea la noi în emisiune? Da, sper să-i găsesc pe aceștia de la care puneți aici poze. Da, și noi sperăm ce se întâmplă? Nu am un gen. Dacă am zis vreodată că am un gen, întotdeauna am iubit un bărbat care este diferit de bărbatul anterior, fizic, niciunul nu am nicio treabă cu altul. Deci n-am nici un gen, este zero, zero barat. Nu știu, ca fizic mă refer, ca psihic sau ca emoție, de fapt. Aici întotdeauna am un bărbat, când m-am îndrăgostit de el, am început să-l văd frumos. Exact, asta a fost. Cunoaștem. Bun, eu îi dau thumbs up. Ia uite, un like pentru Ghivanci. Pentru că este un bărbat, e așa, o păpușă masculină. O păpușită, da. Bun. Bun, next. Următorul este... Catagaiul Soi. L-ați văzut în Iaman. În feria. Nu mă impresionează. În feria. Nu, nici dacă s-a așezat așa, nu? Da, nu, nu. Ce naiba? Am mai văzut bărbați dezbrăcați în Republica Dominicană. Nu mă atrag trăsăturile feței. Așa, foarte nici bine. Nici la corp nu mă dă pe spate, deci ce să dăm? Degeaba a devenit el best model of the 30 în 2010. Sau poate nu este aceasta cea mai bună poza a lui, dar sincer ce nu. Ce nu-ți place la nivelul feței? Ce... Parcă care nu are detaliu pe care l-ai schimbat? Parcă nu are o trăsătură. E fad. E fad? Da, e fad.
Așa mi se pare că este fad. Adică nu e ceva ce aș putea să schimb, că el are și ochi frumoși și nas și gură și... Per total, așa, nu-ți spune ție da, nimic. Da, per total da. E fad. Da? Așa că, dar o să-i dau așa. Da, poți să-i dai și o lacrimă, poți să-i dai un dislike. Jos, ia era, uite, un dislike. Jos. Un dislike. Dislike. Că altfel n-am, că nu sunt supărată pe el, doamne iartă. Da. Ia. Credeam că e supărată pe el și a dat bluza aia jos. nu e bine la ora. Un bluș pe terenul de tenis, nici da, nu-mi place. Da, mă, nu-i se potrivește nimic. Uite, Onur Tuna. Da. Asta e un bărbat frumos. Da. Onur Tuna face parte așa, tot, din generația tânără de actori. L-ați văzut în... serialul Prețul Fericirii. De fapt, nu este... Am greșit eu. E Burak Haki. Cu gândul la vacanță deja. Da. E Burak Haki, da. Da. Uite, domne, am greșit personajele. Da, este un bărbat foarte frumos. Mi se pare că e mai... E foarte înalt. În vârstă. Bine, nu în vârstă, dar are peste 40 de ani. Da, e da. Ceva mai matur. Ceva mai matur. Am zis să-i luăm da. În toate gamele. Da, să e vedem. Ceva mai matur și îmi place chestia aceasta. Are niște ochi superbi. Îmi place barba asta așa neîngrijită. Așa. Da. Părul brunet, dar cred că presim că este vopsit. Așa. Da, e un bărbat frumos. Chiar este un bărbat frumos. Da. Da, deci merită ceva. E un plus faptul că este mai matur sau un minus? E un plus, e un plus. Mm-hmm. Deși el a fost model, 94 a luat și el titlul de Best Model of the Turkey, deci ai dreptate că este puțin da, mai da, păi se vede că înaintat mai în vârstă, dar arată foarte bine. Dumneavoastră, cei care urmăriți postul Canal D, l-ați văzut într-un serial de mare succes în care interpreta rolul unui violonist, Love Symphony se numea filmul. Mie mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și de el foarte mult acolo. Cred că a fost primul serial pe care l-am văzut la Canal, deși l-aș mai fi revăzut cu mare drag. Hai, care Cornelia, e reacția? Nu, da, reacția e pe stilul este tău. Aceasta. Oh, da. Nu e chiar stilul meu așa, dar mie îmi place el, mi-a plăcut și rolul pe care l-a interpretat. Dacă are și un rol din acela în care îl joacă foarte bine și un personaj care să te facă exact, un personaj, da. Un personaj unui bărbat mișto, atunci te poate atrage și mai mult. Eu nu prea mă uit, adică nu mă uit la telenovele, deci sunt total pe lângă. Din această cauză nici nu am învățat limba spaniolă, cum a învățat-o sora mea, care se uita așa, la telenovele, da. La acelea, acelea spaniolă. Spaniole, da. În limba spaniolă, exact. Da. Și așa a învățat ea limba spaniolă. Mai avem o propunere. Ce reacție ai avut la el, că n-am văzut eu. Un smiley larg. Un zâmbet larg, așa, pentru da. Burak Haki. Aras Bulut Inemli. Îl vedeți, l-ați văzut în Suleiman Magnificul, iar telespectatorii Canal de l-au urmărit duminica trecută în filmul Miracolul din celula 7. Inclusiv eu, a fost super filmul, am plâns într-un, am venit luni umflată la serviciu da. De plâns, pentru n-am că este într-adevăr o peliculă lacrimogenă și cu mare succes la public a avut un rating foarte, foarte mare filmul. Bun. Dar ca bărbat, el așa? Cumva este personaj negativ în această film? Nu. Și joacă... Personajul lui din film are niște probleme psihice, e foarte profundă povestea, știi? Adică okay. Nici nu-l recunoști dacă îl vezi în film, da, pentru că e total opusul păpușelului din fotografie. Da, dar dragostea lui de tată învinge orice, acolo se produce mirac. În poza aceasta pare foarte arogant, dar o aroganță neatrăgătoare, că există și aroganța aceea atrăgătoare. Aceasta este o aroganță neatrăgătoare. Nu îmi place, dar dacă aș vedea filmul. Asta voiam să deci spun, dacă aș vedea filmul film. Din ce îmi spuneți voi, da. Cred că ar fi un personaj super interesant și probabil că m-aș îndrăgosti de el. E dar foarte versatil. Îți recomand să vezi filmul, îl vezi pe Netflix. Era acolo din celula 7. Ah, ce spuneai tu mai exact devreme. Exact ce spuneam înainte de emisiune. Deci, da. E pe Netflix. Deci Miracolul din celula 7. Chiar o să mă uit și o să zic. Momentan... Momentan nu trece clasa, îl puteți vedea. Uite, pe dacă e așa Aras trist, și în Legea dacă Familiei. Dacă e așa trist filmul, îi dau o lăcrimioară. Mie îmi place poza asta pentru că are o dungă anume care pe mine mă atrage foarte tare. Ce dungă? Aceasta. Știu. Am înțeles. Îmi place genul ăsta de poza. Dunga. Am înțeles, da.
Era un fotbalist. Vedeți cum aparențele înșală? Mi-a dat o poză și aici nu, bă, aici pare foarte arogant, da, în sens negativ. Așa arată el. Dar probabil în filmul acela sigur o să fiu mamă. Da, o să fiu, da, o să fiu super surprinsă. E, în sfârșit o să vină și propunerea noastră, o nurtună, cel despre care spuneam puțin mai devreme. Haideți să îl arătăm Melinei. Poate are notă mai mare, o reacție mai... L-ați văzut în Prețul Fericirii, tot așa, brunet, cu ochii albași? Nu sunt deloc. Nu știu, da. Adică are ochii foarte frumoși, dar toți, cam toți au avut ochii superbi. Are alură de rocker, mi se pare așa. Da, în afară de ochi, nu mi-inspiră nimic. Na, deci cred că o să-mi iau la hate acum, că probabil toată lumea lipește. Da. Da, nu, e un bărbat frumos, clar, dar uite că nu mi-inspiră nimic poza aceasta. Să știi că e și cântăreț. Da? Este cunoscut în Turcia. Mai cunoscut ca, mai și, cunoscut ca și cântăreț. Da, nu, îmi contează foarte mult și poza și ce transmite poza. No, dar arată, așa arată Nortona, l-am văzut, repet, în serialul Prețul Fericit. Are ochii fericit. Și sprâncenele, forma sprâncenelor foarte mișto. Și cam atât. Hai, ce reacție de? Ce ai face dacă te-ar invita în oraș? Hai, fie! Hai. Nu știu ce să zic. Dacă m-ar invita în oraș, acest om, ca despre care nu știu nimica, nu? E, cred că a zice așa, da. Doar vizual, cred că așa zice, da. Acum, hai să nu fiu ipocrită și față. Da, bineînțeles. Hai să-i dăm o reacție. Cred că aș fi curioasă să-l cunosc. Deci îi dăm un thumbs up. Poate cântați acum ceva împreună, da. Dacă este și cântăreț. Da. Akin Akinozu. Poate martileria grea. Îl vedeți în Herceai în fiecare luni, marți și miercuri la Canal D. Mi-a plăcut. Are o altă imagine aici față de cea din serial, unde este un dur. Însă noi vrem să-i prezentăm pe actori așa cum sunt ei și în viața reală, nu numai în serial. Cum ți se pare, păi, Akin? Această poză e din viața reală? Da. 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 E fecioară. Și acum vreau să fac o glumă. Asta face în viața reală? Știi, stă pe o stâncă așa și așteaptă. Că așa te așteaptă pe tine. Așa așteaptă, da, pe mine. Da, da. Are și melci. Seamănă. Da. Păi fii atent că noi luam mergi fix de pe niște stânci de genul ăla. Păi să spun că seamănă peisajul cu cel din Republica Dominicană. Ia mai pune-l odată. Alex, te rog, nu ne sabota. A dispărut. Deci stai, eu vreau să-l văd pe următorul, că am văzut eu o poză. Ce-i mai mult la final. Hai, gata, asta e ok, dă-mă. Hai, să vină următorul. Dar inima nu o folosești deloc. Păi nu, inima vreau să fie doar dacă este cineva foarte de deosebit, așa, din... Hai, lasă-mi următorul. Stai, nu, deci e frumos, e foarte frumos. Îmi place că are, seamănă cu Superman. Da, seamănă. Sau cu actorul care l-a jucat pe Superman, mi se pare. Primul. Nu mai știu care. Da, el ar putea să joace pe Superman. Are exact fizionomia, fizionomia, da, maxilarul. Deci îi dau un smiley face. Un smiley face. Și ultima propunere. Ultima propunere, că am văzut deja. Cean Iaman. Da. Și favoritul meu, Cean Iaman, nu se poate să nu vină o fată frumoasă la noi și să nu îl prezentăm pe Cean Iaman. Da, deci această poză, de fapt, greșeală. Poza făcută într-un fel. Îmi place că are părul prins, nu? Da, îmi place că are părul lung. Da. Și îmi place lungimea... pătrățelele, totul. Îmi place foarte mult varianta lui cu părul scurt. Știu că nu ești de acord. Toate variantele sunt frumoase. Uite, în Domnul Greșeală are părul scurt și mi se pare absolut superb. E acum difuzat pe un alt post de televiziune. Dar cine a zis că nu-mi place de el cu părul scurt? Eu am spus că îmi place de el oricum ar fi. Ok. Bun, deci până acum el mi se pare cel mai mișto dintre toți pe care mi-ați arătat. Dar e și poza. Este exact... Și privirea aceea de... ce faci? Dacă te invită... Privirea de avocat, pentru că avocat a fost înainte. În Republica Dominicană. Cât ai sta cu el pe insulă? Dacă aș avea de mâncare, ai sta, dacă nu, dacă nu, tot, mâncare, nu, tot la discuție ajungem. Dragostea nu ține loc de mâncare. Uite, eu când sunt păi în dragostită, ține o lună, două, dar după aia ai nevoie și de mâncare. Da. Da, așa lasă e. Că vă descurcați, un melc. Dragostea tot prin stomac trece până la urmă. Da. Ce să facem? Dar cred că s-ar descurca. Pentru el îi dau o inimioară.
Locul 1, da. Locul 1 pentru Cean Niaman și pentru mine la fel. Mi se pare cel mai carismatic. Aveți numărul lui de telefon? Nu-l avem, dar poate îl face rost. Ne putem preface că l-am. Ce piesă ai dedicat lui Cean Niaman? Ia, din repertoriul tău. Din repertoriul meu... Te-am iubit, doar eu știu cât de mult eu te-am iubit. Ai plecat cum pleacă soarele în asfințit. Te-am iubit din zero până sus la infinit. Ta-ra-ra-ra-ra. Foarte frumos. Sunt sigură că și lui ar plăcea melodia asta. Eu l-am iubit, ne-am certat, ne-am despărțit. Adică deja noi avem o istorie împreună. Da, e un bărbat frumos. La o parte, un bărbat frumos, e și foarte mișto îmbrăcat. Da, are și... Este și un pic elegant, dar în același timp, parcă vine de la o petrecere și nu mai, știi? Da. Dezordonat așa. Dezordonatul ăla frumos. Seamănă cu Bogdan, nu? Puțin? Seamănă un pic. Bogdan seamănă cu el, adică. Da, Bogdan seamănă cu el pentru că sunt același gen. Cel cu părul lung, mai polițistul blonduț. De la Survivor, da. Și i s-a spus și lui că seamănă cu Cean Niaman. Da. Da, seamănă. Puțin. Poate, dacă n-a acceptat să prezinte Survivor-ul... Războinicul Bogdan Urucu, dacă nu știți despre cine vorbeam, da. Da, spuneam că dacă n-a acceptat să prezinte Survivor-ul, nu mai știu pentru ce țară, Italia, poate acceptă să-l prezinte pentru România, atunci mă înscriu și eu chiar dacă se înscrie toate... Nu, se poate. Survivor-ul nostru trebuie prezentat doar de Daniel Pavel, care și el este un tip foarte interesant și arată foarte bine. În plus, este un profesionist adevărat. Chiar arată bine. O să punem odată o imagine și cu Daniel ca să-l comenteze ca să-l comenteze oamenii care poate nu se uită la Survivor și fetele care nu se uită la Survivor. Poate lua ca asistent pe Cean Niaman și să rămână tot bineînțeles. Daniel în prim plan. Cean Niaman a jucat într-un serial în care a avut o parteneră pe Demet Özdemir. Demet a jucat și apoi într-un serial pe Canal D, pe care dumneavoastră l-ați îndrăgit foarte mult, Prizoniera Destinului. Însă în viața reală, deși s-a discutat foarte mult că ei ar fi avut o idilă pe platourile de filmare, în viața reală Demet Özdemir este cuplată cu altcineva, dacă ar fi să vorbim în anumiți termeni. Și... tu, Talita, ai niște imagini din vacanță cu Demet. În ciuda mea, bineînțeles. Avem, am înțeles că au plătit 100.000 de lire turcești ca să închirieze un iaht. Deloc scump, ce să spun. Da. Dar merită, mă. Sunt actori foarte îndrăgiți, cu salarii foarte mari în seriale. Ea este foarte frumoasă. Iubitul ei este și el cântăreț și om de televiziune, Ozu Can Koç. Sunt mai diferite un pic numele din Turcia. Uite ce se distrează Demet în vacanță. Și ea este în Antalya și într-o stațiune care este situată cumva între Antalya și Marmaris, acolo unde o să mă duc și eu în curând. Pe ce nu, numai actrițele din Turcia să se distreze așa? Ne țin și noi. Te văd și pe tine pe iaht peste două zile. Ei, și noi ne uităm aici, ne mai curge o lacrimă. O să-ți trimit o poză. Să o pui pe ecran. Lasă. Vreau să întreb pe Melina, că tot ai spus că se iubește cu cu o persoană din aceeași breaslă, cumva. Ai alege un bărbat din aceeași industrie sau un bărbat care să n-aibă nicio legătură cu domeniul în care tu activezi? Ce ai prefera? Cu cine crezi că ai face casă mai bună, știind cum sunt artiștii, că ești de atâta timp în industrie? Păi aș face casă bună cu cineva care ar înțelege programul meu și stilul meu de viață. Deci poate să fie poate să fie din branșă pentru că ar înțelege, dar sunt oameni care nu sunt din branșă care înțeleg. Deci, cumva, important e să înțeleagă. Cu care crezi că ți-ar fi mai ușor să conviețuiești? Că am avut și invitate care au spus că exclus să-și aleagă din branșă pentru că au foarte multe femei în jur și nu vor probleme. Eu nu am fost cu nimeni din branșă. Da, nu, n-am fost cu nimeni din branșă într-o relație serioasă. Așa că nu știu. Ar trebui să experimentez. Trebui să experimentez și abia atunci pot să-mi dau o părere. Zic, băi, uite, nu e ok că poate și amândoi avem program haotic și nu ne întâlnim niciodată, știi?
Bine, nu avem un program chiar haotic, dar nu avem program neapărat de la 8 la 5. Avem zile în care suntem libere sau liberi și nu avem nicio de făcut și zile care dimineața până seara alergăm ba la emisiuni, ba la videoclipuri, ba treabă pe Instagram, știi? Adică la noi zilele sunt foarte diferite. Foarte știu, diferite. Știu. Dar ai fi geloasă dacă ai avea ca partener un artist sau un actor sau știind că este înconjurat de femei? Măi, mi-aș asuma treaba aceasta. Și ai putea. Pentru că sunt femei care răspund, nu pot. Trebuie să experimentez. N-am experimentat asta până acum și eu zic că aș putea, dar dacă nu am făcut-o, n-am de unde să știu. Erai geloasă în relațiile anterioare? Adică... Nu. Adică am avut întotdeauna un grad normal de gelozie. Știi? Că un pic de gelozie este normală. Normal, da. Pentru că altfel înseamnă chiar nu îți pasă de persoana respectivă, tu te fă ce vrei, știi? Adică ar fi ca și cum, ai nici nu mă interesează despre tine. Dar foarte, foarte puțin, adică... Cât să aibă și el spațiul lui. Da, nici nu s-a pus niciodată problema. Până la urmă poți să fii geloasă pe un partener de-al tău, chiar dacă este din industrie sau nu. Da, nu are legătură. Deci asta e o etichetă care se pune asupra industriei. Nu vă imaginați că cine știe ce se întâmplă în industrie. Sunteți oameni, bineînțeles. Aceleași lucruri care se întâmplă, sau cel puțin în cercurile mele în care am umblat eu, oamenii, bărbații nu s-au dat la mine dacă nu am arătat că sunt disponibilă. Da, asta clar. Atâta timp cât nu am fost disponibilă și am fost efectiv pe muncă și la orice studio la care m-am dus sau concert sau orice, cumva transmiteam energia că nu sunt interesată de tine. Dacă am fost interesată de cineva, am arătat sau s-a simțit energia că sunt interesată de persoana respectivă. Dar, în general, la noi, eu când mergeam într-un studio sau să fac un lucru, eu eram foarte pe muncă. Hai că avem chestia asta, de facem chestia asta, tragem linia asta melodică, înțelegi? Adică mergeam efectiv pentru muzică. Foarte adevărat. Da. Am un mesaj foarte frumos de la Mirela Stancu, te pup, Melina, superbă piesa ta cu Războinicii. Vă mulțumim foarte mult, doamna Daniela Balaci, pentru mesajele frumoase pe care le-a scris despre noi și despre invitația noastră de astăzi. Sunteți o drăguță și vă aștept și la emisiunile celelalte. Emisiunea dedicată zodiilor va începe astăzi, puțin mai devreme decât de obicei, de la orele 16, și vom avea o invitată super. Nu cred că vă așteptați să vină de la Istanbul direct aici la noi în studio de la Puterea Dragostei. Cea mai îndrăgită concurentă de acolo din casă va fi prezentă alături de noi astăzi, cea pe care o votați dumneavoastră în fiecare săptămână. Mai era o întrebare pe care mi-a adresat-o cineva, dacă Daniel Pavel este căsătorit, doamna Gina Olar, Daniel Pavel este căsătorit. Daniel nu este căsătorit, are o relație cu o persoană deosebită din Austria, dar așa, în acte, nu este căsătorit Daniel. Am zis eu că o să-l punem și pe el pe ecran odată, că are niște poze pe Instagram, Daniel Pavel, prezentatorul Survivor. Foarte, foarte inteligent. Foarte inteligent. Inteligență și are foarte multe cunoștințe despre foarte multe lucruri, adică e ca o enciclopedie. Da, mult peste foarte medie. Foarte interesant. Ați avut ocazia să vorbiți cu el și despre alte subiecte? Adică el pare foarte tehnic. Nu pare că se deschide foarte mult. Am avut ocazia, când am ieșit din Survivor, am avut câteva discuții cu el la hotel. Atât. Și cum, ți s-a părut diferit față nu, de... este la fel. E la fel. Nu, este la fel. Vorbește la fel, iarăși, e foarte... are noțiuni despre lucruri, în general. Da. Are noțiuni despre lucruri și este un om fascinant. Adică, cred că aș putea să stau de vorbă de el, cu el, doar așa, să-mi povestească lucruri pe care le știe. Da, e adevărat. Eu, când am fost în Republica Dominicană, în urmă cu o lună și ceva, am avut ocazia să-l cunosc foarte bine și să stăm mai mult timp împreună, pentru că noi aveam un alt fel de tratament față de sportivii, de concurenții de la Survivor. Și după ce se terminau probele, stăteam foarte mult de vorbă și cu el și cu tata Teo, medicul echipei
noastre, un om deosebit și tatateu este, doctorul... Da. Tatateu e tatateu. Da. Tatateu. Da. Și eu chiar mi-am făcut o impresie foarte bună atât despre Daniel cât și despre Teo și de-abia aștept să-i văd aici la București și să mai povestim foarte multe lucruri, pentru că așa cum a spus și Melina, ambii sunt niște enciclopedii, pur și simplu. Vreau să cântați pe finalul emisiunii o piesă împreună, așa cum am stabilit Talina. Simpli de best, refrenul știi? Că ala parcă știe toată lumea. Îți mulțumesc foarte mult, Melina, că ai fost alături de noi astăzi. Mi-a plăcut foarte mult cum a interpretat melodia aceasta cu Talida. Am terminat, am fanfar totul. Te mai așteptăm pe la noi, mai ales la acest challenge. Ești o drăguță și îți doresc să ai o vacanță minunată. Și mulțumesc la fel. Și cu multe concerte la fel. Vara asta, că Doamne trebuie. Talida, noi ne vedem... În varianta, după ce te întorci din vacanță. Da, după vacanța mea. Dar promit că o să intru de acolo, de la Istanbul, Doamne, din Antalya, să-ți trimit un deja copic. Deja știu unde plec, da. Așa, vă mulțumesc și dumneavoastră și vreau să vă întoarceți aici de la orele 16 la emisiunea dedicată zodiilor, alături de colega mea Bianca Comănici și avem o invitată specială de la Puterea Dragostei din sezonul 3. La revedere! La revedere!